Deci asta e un urs în copac. Despre cei care cred că urșii nu sunt destul de elastici. Sunt la mine. Că am căzut din copac. Serman. Dar era un pui și probabil că mama lui nu-i departe, așa că nu face de reținut. Mergi mai departe. Și era să-l calc, numai și a plecat în iarbă. Șarpe veninos. Rattlesnake. Deci. Echipa s-a pornit din nou pe traseu. Câte 45 pounds. No, so 1.5, 2.5, so 4 months. Ne șaplăm în zimnă în pădure. Cozy. Sea legs, bone. Asta e lada cu mâncare înconjurată de un gard electric. Ca să nu vine ursul. Deci vii aici, deconectezi curentul electric și îți pui mâncarea în lada cu mâncare. Ai mama. Și l-ai puiul. Și încă un pui. Vine spre mine. Hai, vin încă, amicu. Hai, vin încă. Uite. Ții, băi. Frumos. Ia, mănânc îngălțămintea. Deci e usărat, el îmi linge sarea de picior. Hey, crazy fellows! Woo! You are shy. there was a video, not a picture. Oh.
afară plouă și pare că nu plouă tare, dar recent turna bine. M-a stupat capul aici sub pod și cu lemne udi îmi gătesc prânzul. Nu știu, orez aici cu brânză, cred. Poate cu niște moluște. Să văd ce mai adaug. Și un ceai. Și mă simt bine. Băi, și soarele. Peste 20 de minute de ploaie torențială și soarele. Eu deja am mâncat. Și gătesc aici doi cărnăciori. Asta seara o să mănânc. Și îmi duc lucrurile pe pod la uscat. M-am cărcat cu apă de aici din râu și merg să mă parchez lângă un stejar bătrân. Oamenii spun că stejarul are 300 de ani. O să dorm astăzi, o să văd dacă schimbă ceva în dispoziția mea. Uite așa mi-am atârnat mâncarea cu 5 minute în urmă de stejar. Și am agățat-o de copacul de jos. Și întorcându-mă spre lagăr, spre cort, de aici, la distanță, am văzut un urs care era foarte aproape de locul unde am gătit. Și am o presimțire că dumnealui o să se întoarcă de seară. Simt că i-a mirosit bine. Uite aici era foarte aproape, era aici lângă foc și mâncarea mea era descoperit. Ceea ce nu se poate de făcut. Deci aici slinte cu roșii, cu usturoi, cu fetacizi, cu somon, cu un pic de sare și piper și cu ulei de măsline. Vreau 8800 de calorii. 1800 de calorii. Și presupun că domnul urs vrea și el să guste. Înălțimea încetinește cumva timpul. De aici de sus problemele oamenilor îți par mici, importante. Și tu ești mic, dar câteva minute te ridici deasupra grijilor și nevoilor. Toată imensitatea asta te liniștește. Îți creează senzația că ai mult timp. M-am coborât din munță o milă la vale, că spunem că aici este un restaurant și fel de petrecere. You just want to go to the trail. Yeah, I just want to go to the trail. You're here.